Postul adormirii Maicii Domnului, denumit și Postul Sfintei Marii, este un post cu o durată de două săptămâni, între 31 iulie și 14 august. În această perioadă nu se mănâncă de dulce, adică brânză, ouă, carne și nu se bea alcool. Însă postul adormirii Maicii Domnului are zile de dezlegare la pește, ulei și vin. Postul Sfântei Marie este unul dintre cele mai importante posturi din calendarul ortodox. Cu o durată de două săptămâni, postul adormirii Maicii Domnului este considerat unul dintre posturile ușoare ale anului bisericesc, întrucât are și zile cu dezlegare la pește, unde lemn și vin. Pe toată durata postului adormirii Maicii Domnului, creștinii ortodoxi sunt încurajați să-și dedice timpul în rugăciune și să facă acte de milostenie. Acest post, care durează două săptămâni, din 31 iulie până pe 14 august, este un timp de pregătire spirituală pentru a întâmpina sărbătoarea dormirii Maicii Domnului. În timpul postului Sfintei Marii, creștinii sunt îndemnați să participe la slujbele religioase, cum ar fi Sfânta Liturghie, Vecernia și Paraclisul Maicii Domnului. Această perioadă este văzută ca un timp de reînnoire spirituală și de apropiere de valorile creștine fundamentale, încurajând credincioșii să trăiască în dragoste, pace și zmerenie. În perioada postului a dormirii Maicii Domnului, creștinii se pot bucura de 5 zile cu dezlegare la unde lemn și vin, după cum urmează. Joi 1 august, scoaterea Sfintei Cruci, sâmbătă 3 august, Sfinții Isache, Dalmat și Faust, duminică 4 august, Sfinții 7 tineri din Efes, sâmbătă 10 august, Sfântul la Vetrie, duminică 11 august, Sfântul Nifon, zile cu dezlegare la pește. Sfinții părinți au rânduit ca în unele posturi de peste an să existe și zile cu dezlegare la pește. În postul Sfintei Marii, creștinii au o singură zi cu dezlegare la pește și anume de sărbătoarea cu cruce roșie, schimbarea la fața Domnului, din data de 6 august relatează antena 3.ro